The magic of Christmas is here. The streets are singing with cheer. Snowflakes are falling and everyone's calling. The magic of Christmas is here. The magic of Christmas is near. A countdown till presents appear. Houses are glowing. Bună dimineața! Începe Vlogmasul. Astăzi e 1 decembrie. Eu am postat un clip de prezentare și ce îmi place și ce nu îmi place. Așa. Sper că o să vă placă. Bineînțeles, să-i dați like. Bineînțeles, nu am spus chiar așa tot cum aș fi vrut. Nicio problemă, o să mai facem. Sau pe parcursul vlogului o să vă mai spun câte ceva despre mine, de ce nu. De exemplu, nu fumez. Asta nu am spus-o, o spun acum. Eu sunt a doua cafea. Astăzi vreau să fac fasole cu cârnați și cu mămăligă. Vreau să... și clătite, da. Astăzi o să mâncăm românește. Și clătite cu... O să fac cu ciocolată, nu o să fie nici cu gem sau cu altceva, pentru că nu mănâncă copiii. O să fie cu ciocolată. Cred că o să le fac cu ciocolată. Ei de multe ori mănâncă fără absolut nimic, așa, simple. Dar astăzi cred că un pic de ciocolată merită. Ianis e răcit. Era în plan să ieșim astăzi să vedem și noi ceva pe aici. Nu știu ce se pregătește anume de 1 decembrie, nu am nici cea mai mică idee. Dar Ianis e răcit, mă duc la farmacie să mai iau un sirop pentru că cel care l-am s-a terminat. Și am doar niște Fervex, dar Fervexul nu e pentru tuse și el tușește. I-am dat să nu facă febră, de fapt el doar un pic capul, ochii, deci e răceală, dar în același timp tușește și mă duc să iau un sirop. Mă duc un pic în parcul Ilinca și pe urmă venim acasă și pregătim mâncare. Fasole cu cârnați. O să fie un deliciu, un deliciu. Eu nu o să mănânc cârnați, pentru că o să-i fac separat, nu o să amestec. Doar ei o să mănânce, pentru că eu sunt în maraton și nu am voie cârnați. Da. Și cam asta o să facem astăzi. Nu o să facem mare lucru. Cam o să fie un... Deci o să fie un vlog micuț și scurt. Nu prea multe bătăi de cap, ca să zic așa. Arde. Și cam asta. Ne revedem mai târziu. Gata mâncarea. Aici am murături. Fasole, da, știu, am pus fasole roșie pentru că albă nu mai aveam, eram sigură că mai am, dar nu. Da, știu, nu e același lucru, dar asta e. Mi-era și poftă de fasole și nu, n-am mai schimbat meniul de astăzi. Bun, mămăligă și lor le-am făcut aici niște cârnați separat să-și pună fiecare. Eu o să mănânc doar fasole simplă cu mămăligă și murături. Da, asta toată pentru, aproape pentru mine. Aproape, cred că jumătate o să mănânc din ea. Și mai târziu un pic o să pună Iane să facă clătite. A zis că vrea să facă el, așa că îi dau voie să facă el clătitele. Poftă bună!
terminat de făcut clătitele. Au ieșit astea, minus 3 sau 4, două amcatiene și două ilinca, dacă nu greșesc. Și au mai rămas 3 neumplute, goale, că am mâncat ciocolata. Bineînțeles, făcute de Ianis. Compoziția. Că la aragaz am stat eu, el a făcut doar compoziția. N-am pus foarte multă ciocolată, că e exagerat de dulce. E bun, bun, bun. Foarte bun. Ce mai faci, Ianis? Noi, între timp, am făcut și o pauză. Ne-am uitat la un film. Nu, că tu nu ai voie. Nu ai voie ciocolată. Ne-am uitat și la un film. După ce am terminat de mâncat? Ei, după ce am terminat de mâncat? Nimeni nu mai avea chefe clătite și pe urmă, după un timp când le s-au făcut foame, parcă ar fi mâncat ceva. Și zic, hai, la clătite înainte. Ține. Noi încheiem vlogul de astăzi. Cum am zis, a fost un vlog micuț. Așa, ca de început, până ne mai obișnuim un pic. Vă doresc o seară frumoasă, ne revedem într-un nou video.